Conducerea primăriei Roman este de părere că ultimul act normativ elaborat de guvernul Grindeanu referitor la diminuarea chiriilor pentru tinerii care locuiesc în blocurile ANL nu este doar unul populist, ci lovește puternic în societățile locale care se ocupă de administrarea locuințelor din fondul locativ de stat, dar și în veniturile Agenției Naționale a Locuinței. Da, din punctul meu de vedere, cred că au vrut să facă ceva bun, dar a ieșit ceva foarte rău. Sigur că există această obligativitate impusă de Curtea de Conturi privind calcularea acelei amortizări și care această amortizare ar trebui să ajungă la Agenția Națională pentru Locuințe. Însă va fi afectată foarte mult, fie unitatea administrativ-teritorială, fie în cazul de față, cum e la noi, societatea locată care administrează aceste locuințe, pentru că fondurile care mai rămân la dispoziția lor pentru întreținerile curente sunt foarte limitate. În momentul de față avem chiar situații în care mai bine de jumătate din aceste sume de bani merg către Agenția Națională pentru Locuințe. Și în această formă în care au modificat cuantumul chiriilor, practic nu au făcut altceva decât să umble tot la sumele de bani care revin societăților care administrează aceste imobile, ceea ce va determina faptul că vor fi sume mult mai mici pentru reparațiile curente ale acestor imobile. Eu am vorbit deja cu cei de la societatea Locato ca pentru ședința ordinară din această lună să pregătească deja proiectul de hotărâre pentru aprobarea cuantumului nou. Până la urmă este o prevedere legislativă și noi trebuie să o respectăm indiferent dacă ne place sau nu. La nivelul municipiului Roman există în administrarea societății Locato Serv, aflată în subordinea Consiliului Local, 300 de locuințe ANL. Conducerea acestei societăți lucrează la o simulare a aplicării ordonanței de guvern referitoare la noul cuantum al chiriilor, rezultat din aplicarea coeficienților impuși de legiuitor, și așteaptă publicarea în Monitorul Oficial a normelor de aplicare, fără de care actul normativ nu se poate pune în practică. Diminuarea chiriilor se face în raport cu un coeficient de 10% din venitul pe membru de familie al chiriașilor de la ANL-uri și diferă de la o familie la alta, ceea ce va genera o întreagă nebunie și o muncă inimaginabilă pe care trebuie să o facă societățile locale care administrează locuințele ANL.